Deci dorim la această conferință de preță să prezentăm măsurile suplimentare față de cele pe care le-am expus și vi le-am prezentat la ultima conferință de presă. Între timp, au avut loc foarte multe evenimente, atât pe plan local cât și pe plan național. A apărut de luni și decretul pentru declararea stării de urgență în România, așa că a fost nevoie de multe măsuri. Eu zic că pentru turda benefice, dar nu ne referim acum numai la turda, decât la cele ce am instituit noi. Am instituit noi pentru a face față cu succes condițiilor de pandemie care se desfășoară în acest moment în țară. Pentru asta aș vrea din start să liniștesc populația că în continuare în Turda nu avem la ora actuală nici confirmat niciun caz de coronavirus și că avem 70 de persoane, 70 de turdeni izolați la domiciliu. Asta știm aceste date din raportările zilnice pe care le face DSP-ul către UAT-urile județului. Așadar, aș vrea să vă spun câteva măsuri pe care le-am luat, după care l-am invitat pe domnul manager Stănilă să ne spună mai multe lucruri vis-a-vis de spital, vis-a-vis de cele trei corturi instalate, despre pretriaj și așa mai departe, ca populația să înțeleagă cât mai bine la ce folosesc toate aceste măsuri care se iau. Deci, în continuare, am aplicat la dezinfectarea tuturor parcurilor, stațiilor de autobuz și a drumurilor publice, dezinfectarea tuturor creșelor, grădinițelor și școlilor, dezinfectarea tuturor spațiilor în care își desfășoară activitatea servicii din cadrul primăriei Turda și a unităților subordonate care au program cu publicul. Dezinfectarea autobuzelor și sâmbătă se va face o a doua dezinfectare a autobuzelor completă. Au fost montate dispensere cu dezinfectanți în toate instituțiile publice, la toate punctele care au program cu publicul. La Spitalul Municipal au fost montate 3 corturi pentru triajul pacienților. A fost redus programul de lucru al serviciilor din cadrul biroului unic, cele care au program cu publicul, SPCLEP, DITL și CIC, pe perioada stării de urgență. Protejarea produselor din piață și dezinfectarea tuturor piețelor. La protejare mă refer la aplicarea de folii transparente peste toate produsele pentru a face protecția față de clienți sau clienții următori de încercări. Transportul urban public a limitat accesul călătorilor și a restricționat accesul persoanelor pe ușa din față. Accesul se face doar pe ușa din mijloc și pe ușa din spate. A fost redus cu 25% programul de circulație al autobuzelor, ținând cont de faptul că restaurantele, hotelurile, barurile și absolut toate unitățile de alimentație publică au fost închise, faptul că nu funcționează școlile, faptul că nu funcționează bazine de not sau alte instituții publice, am recurs la această măsură, care credem că va fi foarte bună. Lucrăm astăzi, chiar în aceste momente, lucrăm la un clip publicitar prin care să rugăm persoanele în vârstă să rămână în casă, să stea în casă, să reducă numărul de deplasări cu autobuzele, dacă este posibil chiar să nu mai circule deloc pentru perioada asta atât de critică. A fost închisă Salina Turda, bazinul de not, restaurantul și hotelul și spat Potaisa. Au fost închise toate localurile publice, cafenele, restaurante, saloane de înfrumusețare, etc. Aseară am avut un caz în care cineva nu luase la cunoștință de că trebuie să-și închidă salonul de înfrumusețare. Am avut o sesizare de la cineva. S-a dus poliția, a informat patronatul salonului despre ce este vorba și imediat s-a închis și a intrat în legalitate. Toate actele la care le expiră termenul rămân valabile până la încheierea stării de urgență. Termenul prin care se
beneficiat de bonificație la achitarea taxelor și impozitelor până în 15 martie, a fost prelungit până la finalul stării de urgență. Cam astea sunt măsurile care le-am impus până acum. Noi le-am prezentat, le-am comunicat prin diverse surse. Lucrăm în continuare, suntem foarte atenți, suntem în legătură directă cu prefectura. Prefectura a pus un telefon la dispoziția primăriilor, primarii din județul Cluj, pentru a putea răspunde rapid la orice apel al nostru. Întrebările sunt foarte diverse, necunoscutele încă sunt foarte multe, foarte diverse, de multe ori și la prefectură ni se cere să avem timp de așteptare pentru a ne putea da răspunsuri la cele întrebate de noi sau situațiile care apar. Acest lucru datorează și faptului că am fost luați puțin pe nepregătite cu aceste lucruri și faptul că este foarte, foarte multă informație care apare foarte repede, foarte des și trebuie să fim atenți, toată echipa de situații de urgență, ca să putem pune în aplicare imediat ceea ce se impune și de la nivel național. Și discutam de problema cu spitalul. Acolo apar niște probleme. Ce am mai vrut să vă spun? Că au apărut foarte multe solicitări, sau să nu le zic solicitări. Niște oameni de bună credință sună deja din număr din ce în ce mai mare, prin care doresc să-și aduc aportul. Fie că doresc să pună la dispoziție un spațiu pentru carantinare, pentru autoizolare, pentru, ce știu, pentru activitățile care se impun în această situație. Alții doresc să doneze alimente, alții doresc să doneze bani. Încercăm să lucrăm la un proiect, acum o să vă spună și domnul director Stănilă mai multe atenționări de genul ăsta. Noi suntem foarte încântați de acest lucru, faptul că lumea devine solidară, că lumea începe să înțeleagă că nu e de glumă cu acest virus și eu, unul în asentimentul colegilor de la urgență, de la stații de urgență, ne declarăm mulțumiți pentru ceea ce se întâmplă în Turda, în sensul că lumea simte că este protejată, lumea simte că cineva are grijă de ei și asta trebuie să facem cu toții. Nu înseamnă că dacă primăria, dacă executivul, dacă Consiliul Local sau știu eu, toată echipa asta lucrează pentru oameni, nu înseamnă că ceilalți localnici din Turda nu trebuie să facă la fel. Toți trebuie să fim o echipă pentru a-i proteja pe cei care sunt mai sensibili. Și acum o să rog pe domnul Stănilă să ne explice activitatea de la spital, ca să știe toată lumea, nu știm cum va evolua, mai înspre bine, înspre rău, cert este că lumea trebuie să fie informată ce are de făcut pentru, și mai ales la spital, pentru a nu bloca activitatea la spital. Spitalul are câteva secții, are câteva posibilități de a primi astfel de persoane, după care fiecare trebuie să treacă în spațiile pregătite de prefectură, de jandarmerie, de pompieri și așa mai departe. Vă rog, domnul doctor. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință de presă, pe care eu o consider extrem de utilă și informativă în același timp. Într-adevăr, trecem printr-o situație mai delicată în momentele actuale, însă comunitatea locală turdeană s-a mobilizat, consider eu, exemplar, acționând rapid, eficace și în mare măsură și profilactic. Sub coordonarea primăriei, toate instituțiile publice din urbea noastră acționează sinergic, în așa fel încât se încearcă luarea măsurilor potrivite acestei perioade de criză pe care o traversăm în momentul de față. Ca atare și noi, la Spitalul Municipal, am încercat să luăm o serie de măsuri care să ne ajute din toate punctele de vedere.
Și anume, în primul rând, cu sprijinul Departamentului de Situații de Urgență și a Unității Militare din Turda, cărora le mulțumim, s-a realizat montarea în curtea spitalului a 3 corturi, dintre care 2 sunt special concepute pentru o unitate mobilă, în paranteză, spital de campanie, dotate în așa fel încât să se realizeze un triaj sau un pretriaj, dacă vreți, conform recomandărilor venite din partea Ministerului Sănătății, deci un pretriaj al pacienților care se adresează Spitalului Municipal Turda și care nu are voie să aibă loc în primă fază în incinta spitalului. Tocmai de aceea s-au montat aceste corturi. Am încercat de ceva vreme să achiziționăm, am și reușit pe o parte și să realizăm niște stocuri de materiale sanitare, de dezinfectanți și de echipamente de protecție care sunt atât de necesare în această perioadă. Totodată, am redus activitatea medicală pe marea majoritate a secțiilor și compartimentelor, bineînțeles, onorând cetățenii turdeni cu serviciile medicale, adică urgențele medico-chirurgicale, le onorăm în continuare și anumite cazuri atent selecționate, dar am redus activitatea medicală tocmai pentru a ne focaliza pe această patologie de actualitate, pe de o parte să economisim materiale sanitare, pe de altă parte să încercăm să odihnim într-o oareșcare măsură personalul sanitar, cu siguranță vor fi momente când vom avea nevoie de toată lumea. Am reușit suplimentarea personalului medical cu medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare de curățenie, atât de necesare în această perioadă, cu sprijinul asistenței sociale. Toate aceste măsuri au fost luate în timp și totuși ar mai fi nevoie la nivelul spitalului de o multitudine de lucruri, în special de materiale sanitare, echipament de protecție. Deși comenzile le-am făcut de foarte multă vreme, unele chiar de 3 săptămâni, o lună, o foarte mare parte din ele nu au fost onorate încă de furnizori. Deși în ultima perioadă pot să zic că un pic trendul este unul pozitiv, adică se pare că secundar centralizării la București a stocurilor a început distribuirea către teritoriu. Și în ultimele zile am primit alcool sanitar, am primit iod, am primit substanțe dezinfectante, o parte din, repet, comenzile care le-am făcut în urmă cu mult timp. Tocmai de aceea, unul dintre mesajele cele mai importante pe care aș vrea eu să le transmit acum ar fi un apel către cetățenii din Turda, către firmele din Turda, către fundațiile, ONG-urile din Turda, să sprijine spitalul în această perioadă extrem de delicată, așa cum consideră dânsii că pot să-l sprijine, fie cu materiale sanitare, fie cu alimente, fie cu donații financiare, fie cu produse de curățenie. Absolut totul este, bineînțeles, cu o selecție adecvată, este bine primit și cu siguranță va fi de ajutor în anumite momente. O să vă dăm, o să primiți informațiile oficiale, pe canale oficiale, în așa fel încât să știți cum veți avea posibilitatea să ne contactați și să faceți aceste donații. Pot să vă spun că personal eu am fost realmente impresionat de simțul civic al concetățenilor noștri, cel puțin în ultimele zile. La fel cum a menționat și domnul primar, și noi am primit destul de multe mesaje și mai ales destul de multe acțiuni, că până la urmă este vorba de fapte și nu de vorbe, destul de multe acțiuni din acest punct de vedere și tocmai aș vrea să menționez ca un exemplu și dacă vreți ca un stimulent pentru, sunt convins, mulți alți cetățeni și firme din Turda care doresc să ne sprijine. Și anume, primăria municipiului Turda, o donație substanțială de măști. Mulțumim domnului primar. Doamna Daniela Constantinescu, o doamnă deosebită cu o fundație care ne-a sprijinit în nenumărate rânduri, de asemenea, o donație substanțială de măști. Compania de apă, un sprijin financiar important. Domeniul public, prin domnul Balahura, cu care avem o colaborare excepțională, ne-a furnizat o cantitate importantă de dezinfectanți pentru paviment, care
o să ne ajungă și care sunt extrem de eficienți, pentru că pe bază de clor, deci clorul și alcoolul într-o concentrație foarte mare, sunt singurele substanțe în momentul de față care pot să controleze răspândirea epidemiei. Deci domeniul public prin domnul Balahor au cantitate importantă de dezinfectanți. Asistența socială, un sprijin extrem de important cu cadre medicale pentru triaj. Departamentul de situații de urgență și unitatea militară cu cele trei corturi pe care le-am menționat anterior. Domnul Brad de la pensiunea Brazi ne-a pus pur și simplu pensiunea la dispoziție pentru cadre medicale sau pentru eventualitatea în care anumite cadre medicale vor trebui izolate, respectiv carantinate. Deci iată că, repet, în ultim, și asta doar în ultimele zile, iată că simțul civic în Turda este prezent, este prezent poate mai mult decât în alte locuri, există implicare, lumea se activează, societatea civilă reacționează, pentru că toată lumea își dă seama, se pare că este o luptă pe care doar împreună o putem câștiga. Tocmai de aceea reînnoiesc apeluri către turdeni, către firme, către ONG-uri, către fundații să se implice cu sprijin pentru Spitalul Municipal Turda. În încheiere aș vrea să transmit câteva sfaturi pentru populație. Apropo de ceea ce am observat în ultima vreme întâmplându-se în Turda, mi se pare că gradul de conștientizare al populației este destul de ridicat și am văzut din ce în ce mai puține lume pe străzi și este un lucru bun. De ce spun asta? Pentru că cele mai eficace măsuri de control ale maladiei și poate printre singurele, din păcate, în momentul de față, se numesc izolare și distanțare socială. Foarte important de reținut. Izolare și distanțare socială. Adică recomandarea noastră insistentă este să nu ieșiți din casă decât pentru strictul necesar, să evităm aglomerațiile, mai ales apropo de mijloace de transport în comun, care în anumite ore ale zilei am sesizat că dimineața câteodată sunt destul de aglomerate, mai ales de câte persoanele vârstnice care cu preponderență ar trebui să asculte aceste sfaturi și într-adevăr să stea cât se poate de izolate. De asemenea, subliniez cât de importantă este respectarea cu strictețe a regulilor de igienă personală prin spălarea cât de des posibilă și dezinfectarea cât de des posibilă a mâinilor. Foarte important, un alt aspect este informarea și pe care noi o promovăm, informarea doar din surse oficiale, respectiv site-ul primăriei, site-ul spitalului, pentru că dezinformarea poate crea poate mai multe, mai mari pagube decât ceea ce am spus anterior. Și aș vrea să închei cu câteva cuvinte, și anume un îndemn la calm, responsabilitate, implicare și lumea să fie convinsă că împreună și doar împreună vom reuși să învingem această maladie. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Eu nu vreau să inventariez în continuare ceea ce a prezentat domnul manager. Adică încă nu vreau să dau publicității firme și persoane care se oferă și își oferă ajutorul pentru primăria special și pentru cetățenii municipiului Turda, dar ar vrea să fac un apel în continuare și eu la calm, la faptul că ne protejăm foarte bine dacă stăm cât mai mult în locuința noastră sau stăm în locuri, chiar la servici, în locuri bine izolate, adică cu puține persoane. Ne-am dat un chestionar național tuturor persoanele din primărie pentru a fi completat, ca să vedem posibilitatea în ce măsură anumite persoane, anumite funcționari ai primăriei pot să lucreze de acasă. Și am început deja cu anumite sectoare care deja sunt la domiciliu cu calculatoare dezinfectate și deja lucrează de acasă, iar toți cei care vor putea, care va rezulta din chestionar că pot să presteze de acasă acest serviciu, îi vom plasa la domiciliu pentru ca în primărie să nu rămână mai mult de un
circa 30% din funcționari în această perioadă. De asemenea, fac un apel la toată lumea, în special la partidele politice. Am observat că unii continuă campania electorală și eu cred că este nevoie de o solidarizare totală și implicații majore în viața comunității din punct de vedere al pandemiei. Cred că nu este momentul în acest moment să ne apucăm de campanii electorale și mai ales cu atât mai mult cu când încă nu știm care va fi hotărârea la nivel național în ceea ce privește campania, dar cred că partidele politice care în loc să-și facă campanie mai bine s-ar alătura executivului și Consiliul Local și tuturor factorilor implicați pentru a veni cu idei, soluții, chiar cu donații, chiar cu oferte. Și închei prin a vă spune că ne va veni un transport mare de combinezoane, măști, mănuși și alte veste și ce produse mai trebuie pentru partea medicală. Acum am fost anunțat pe Messenger că vom primi aceste chestiuni probabil maxim 2 zile. Bineînțeles că le vom repartiza în tot orașul în momentul în care le vom primi. Vom continua cu seria conferințelor de presă, probabil că tot în compania domnului manager sau se vor alipi și alți colegi, funcție de specificul problemelor care derivă din protecția pe care încercăm să o oferim minut cu minut. Vă rog acum dacă sunt și aveți să puneți întrebări. E ok așa? Am 3 întrebări, 2 pentru domnul primar, 1 pentru domnul director. Am să încep cu domnul director, că este mai simplă. Aș dori să ne explicați puțin care este procedura prin care asistenții voluntari primesc materialele de protecție la spital, în condițiile în care deja dânșii au sesizat că primesc materiale de protecție doar la alegere, ori mănuși, ori mască, ori dezinfectant, iar ulterior trebuie să dea explicații cum le-au folosit. Deci dacă puteți descrie puțin procedura prin care acești voluntari care sunt acolo în prima linie primesc materialele de protecție. În primul rând, e adevărat că le primesc doar pe bucăți, la alegere? Și care e procedura, dacă puteți descrie puțin? Da. Foarte ok această întrebare, pentru că am citit și eu multe comentarii mai mult sau mai puțin pertinente vis-a-vis de lucrul acesta. Trebuie să înțelegem cu toții, cel puțin noi la spital, nu ne permitem să ne jucăm și nu acționăm decât conform unor protocoale special trimise către noi de către Ministerul Sănătății. Deci unde este specificat foarte bine fiecare activitate, aici vorbim despre cea de triaj, fiecare activitate despre ce echipament de protecție este vorba și ce echipament de protecție este necesar. Vreau să menționez cu maximă responsabilitate că se respectă într-o tot aceste protocoale și aceia asistenți pe care noi îi numiți voluntari, nu sunt voluntari, sunt asistenții veniți de la asistență socială, care în momentul de față nu au activitate secundar suspendării activității în școli și grădinițe și de aceea au fost repartizați către noi. Deci acei asistenți primesc exact ceea ce este necesar conform protocoalelor elaborate și trimise către noi de către Ministerul Sănătății. În momentul în care lucrurile vor deveni mai delicate sau vor exista suspiciune de COVID sau vor fi în contact cu astfel de cazuri, fiecare caz va fi tratat aparte și vor primi, repet, echipamentul necesar conform protocolelor în vigoare. Și a doua întrebare și ultima pentru dumneavoastră. Ați solicitat mediului privat și societății civile să sprijine spitalul. În același timp, nu am văzut nicio solicitare a dumneavoastră adresată Consiliului Local. În mod normal, Consiliul Local este cel care administrează bugetul municipiului Turda. Vreau să vă întreb dacă nu vi se pare normal ca înainte să cereți sprijinul mediului privat să solicitați Consiliului Local Turda suplimentarea fondurilor către spital. Adică așa ar fi o logică administrativă corectă. Înainte să mergeți înspre mediul privat să le cereți bani și donații, să solicitați, dacă aveți nevoie, Consiliului Local suplimentarea sumelor de bani.
și dacă ați făcut-o. Deci, mi s-a părut o idee bună, apropo de tot ceea ce înseamnă societate civilă, proactivă, dacă vreți, mai ales că ceea ce s-a întâmplat până acum, marea majoritate a lucrurilor pe care le-am primit au fost fără să facem noi o solicitare. Și mi s-a părut un lucru extraordinar vis-a-vis de, repet, un simț civic pe care tocmai l-am menționat și l-am lăudat din partea cetățenilor turdeni și asta mi se pare o normalitate. Și tocmai de aceea am făcut acest apel. Apropo de întrebarea dumneavoastră, în fiecare zi vorbesc cu domnul primar și dânsul știe foarte bine care sunt problemele spitalului. Normal că am făcut solicitare și către Consiliul Local, probabil că se va întâmpla și lucrul acesta, dar știți foarte bine că din partea Consiliului Local se urmează o procedură vis-a-vis de lucrul acesta. În ceea ce privește donațiile persoanelor fizice, firme și așa, lucrurile sunt mult mai repede, repet, ceea ce s-a și întâmplat. Spre surprinderea mea plăcută, zilele acestea am primit foarte multe solicitări de sprijin și nu pot decât să le mulțumesc acestor oameni fără ca noi să facem aceste solicitări. Mulțumesc. Ceea ce este admirabil. Domnule primar, pentru dumneavoastră am două întrebări foarte scurte. În ultimul anunț privind dezinfecția pe raza municipiului Turda, municipalitatea a anunțat că a înlocuit produsul de sogen cu un produs recomandat de Direcția de Sănătate Publică. Aș dori să-mi precizați care este acel produs. Deci aș dori să-mi spuneți care este acel produs nou pe care îl folosiți, deoarece desogenul nu este avizat pentru difuzarea în spații publice deschise. Iar a doua întrebare pe care doresc să vă pun este dacă veți continua amenajarea spațiului de carantină de la Colegiul Rațiu. Păi, în primul rând, sigur că noi trebuie să fim primi atenți la aceste produse, dar cred că dumneavoastră puteți să vă adresați direct firmei specializate. Noi nu lucrăm cu boschetari sau cu tot felul de persoane neautorizate, lucrăm cu o firmă autorizată. Și din câte știu eu, chiar ieri a fost dat un comunicat de către firma respectivă cu referire la fiecare soluție pe care o folosește pentru parcuri, pentru drumuri, pentru parcometre, pentru absolut tot. Nu este datoria primarului să cunoască aceste substanțe. Au fost discuții, au fost reclamații pe la DSP, până la urmă și DSP-ul chiar dumneavoastră ați venit cu un update în care ați primit de la DSP faptul că aceste substanțe sunt avizate de către DSP. Nu se folosesc substanțe, vă dați seama ce risc există pentru mii de persoane pe care le poți infecta în loc să le dezinfectezi cu soluții care nu sunt avenite sau nu sunt în concordanță cu acțiunile acestui virus. Până în acest moment nu avem nicio problemă de sănătate în urma practicării acestor dezinfecții. Așa să completez și eu, domnul primar. Deci este o inițiativă admirabilă, oameni buni, și cumva ar trebui, apropo de situația asta de criză, tot să gândim unitar, nu să gândim în părți diferite. Eu zic așa, bucurați-vă cât simțiți miros de clor pe străzi, cât simțiți miros de clor în piețe, pentru că aceste substanțe care sunt absolut în regulă, gândiți-vă că de dezinfecția piscinilor, toată lumea merge la piscină, se face cu clor și nu sunt probleme semnificative din acest punct de vedere. Deci, repet, bucurați-vă că simțiți mirosul de clor pe străzi. Există șansa, virgulă, ca folosind aceste substanțe, riscul de contagiozitate să scadă foarte mult. Deci, încă o dată, și eu personal i-am felicitat și pe domnul primar și pe cei de la domeniul public care fac lucrul acesta. Consider că este o inițiativă admirabilă și cu un efect, din punctul meu de vedere, extrem de important. În final, n-aș vrea să mi-o luați nume de rău și să nu o luați ca un afront, însă aș vrea să vă sesizez faptul că nu respectați recomandarea de a păstra o distanță de un metru. Și este puțin ciudat ca să le recomandați studenilor să respecte niște norme, când chiar dumneavoastră aveți o distanță proxemică care nu este recomandată în cazul specific. Mulțumesc. Altcineva, dacă dorește, spune întrebări. Aș avea eu niște întrebări. Mai întâi nu pot decât să constat că și în conferințe de presă de la nivel național
Ministrul de Interne și Raed Arafat stau tot cam așa la o distanță ca și dumneavoastră, nu mai mare asta pentru colegul Hudrea. Vreau să vă rog ca data viitoare când avem o conferință presă, poate puteți invita și șeful Poliției Municipale, pentru că sunt destule cazuri de încălcări ale legislației în aceste vremuri. Am o întrebare, îmi pare rău că nu este doamna Coti aici pentru a o întreba doamna șefa Direcției de Asistență Socială. Ce se întâmplă cu persoanele fără adăpost? Îi aveți în evidență? Îi aveți în evidență? Aveți grijă ca ei să nu răspândească, știu eu și ei, la rândul lor, anumite infecții, dacă vor apărea? Deci, persoanele fără adăpost, care nu sunt cele rezultate, să spunem, în urma acțiunii virusului, ne avem o evidență prin Direcția de Asistență Socială. Ele, în mod practic, atât Direcția de Asistență Socială, cât și Poliția Locală, tot timpul sunt angrenați în această acțiune de a vedea dacă aceste persoane au condiții sau nu pentru a-și putea desfășura activitatea normală. Avem situații în care, pe care îi ducem la adăposturi de zi, avem situații care nu vor să fie duși la adăposturi de zi, avem situații pe care îi ducem direct la secția de psihologie sau psihoterapie de spital, avem situații de persoane care trebuie să-i ducem direct la spitalul județean. Sunt tot felul de situații de genul ăsta. Acum, de exemplu, alaltă seară s-a întors un cetățean din Germania care a ajuns după nu știu câți ani acasă, nu avea apă caldă, nu avea nici energie electrică, nici gaz, nici nimic. A apelat, a sunat serviciul de asistență socială, ne-am pus în mișcare toți, pe la ora 9:20, inclusiv cu electrica. Omul a spus că nu dorește să fie dus nicăieri. El practic era ca și fără adăpost, decât că era în casă la el, dar nu avea niciun serviciu. Și dimineața a fost luat și transportat la o locație în care a fost cazat. Pentru faptul că venea din Germania, nu a putut fi lăsat acasă, a fost internat, dacă nu mă înșel, chiar la Beliș. Eu v-am adresat această întrebare pentru că ieri am citit o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății care atrăgea atenția asupra acestor persoane fără adăpost, cu o igienă precară și care pot deveni vector de transmitere a unor infecții. Pentru domnul director al Spitalului Municipal aș avea o întrebare dacă în aceste zile activitatea spitalului se desfășoară normal, în sensul, mă refer și la intervenție chirurgicale, sau se au în vedere doar cazurile de urgență? Așa cum am menționat, activitatea medicală este redusă în momentul de față pe marea majoritate a secțiilor și compartimentelor, însă urgențele medico-chirurgicale se tratează. Se tratează și anumite cazuri, am repetat, atent selecționate, încercând într-o măsură oarecare să asigurăm un confort, dacă vreți, turdenilor și din acest punct de vedere. Deci activitatea medicală am fost nevoiți să o reducem conform recomandărilor venite din partea Ministerului Sănătății și din partea Direcției de Sănătate Publică, tocmai pentru a fi pregătiți în momentul în care vom fi convocați sau vom fi solicitați să punem la dispoziția celor din Cluj paturile necesare, infrastructura necesară, materiale sanitare, medici, asistente și așa mai departe. Pentru domnul primar am, nici nu știu cum să-i spun, nu este atât... V-aș ruga să, pentru perioada cât vorbiți, să luați, că nu se aude la spectatori, la cetățeni, că suntem în direct. Vreau să vă întreb, adică să vă atrag atenția, domnul primar, că am ajuns la cunoștința unui caz, de exemplu, în autobuzele TUP de la Turda. Mi s-a relatat un caz despre un copil, poate în jur de 15-18 ani, care spunea în autobuz că este infectat cu virus și speria oamenii.
Poate n-ar fi rău ca din când în când în autobuze să apară, știu eu, polițiști locali sau poliția municipală. Da. Să știți că poliția locală urcă inopinat și destul de des. Mă mir că nu știți, fiindcă noi am mai anunțat și am prezentat, am comunicat și videouri și chiar și poze în care nu numai că controlează, ci are și un rol preventiv poliția, în care îi roagă pe cei în vârstă să stea acasă, deci fac toate demersurile prin voce să rezolve ceea ce noi comunicăm, de exemplu, în acest moment, pe toate monitoarele celor 20 de autobuze. Este un mijloc extraordinar, cei din autobuze pot viziona absolut toate comunicatele noastre vis-a-vis de populație sau de cum ar trebui să se comporte populația. Și din când în când, dar destul de des, de câteva ori pe zi, inopinat, poliția locală urcă în autobuze și își fac datoria ceea ce li se prelucrează. În aceeași idee aș mai avea o sugestie, tot referitor la poliția locală, dacă ar putea patrula în zonele unde se remarcă persoane în vârstă care stau foarte aproape, mă refer la Parcul Teilor, sunt două locuri de joc de cărți, pe malul Arieșului, la fel. Și eventual, dacă li se poate atrage atenția, să nu mai stea atât de aproape. Eventual la megafoanele mașinilor de poliției locale. Alte locuri, am înțeles că mai stau prin piețe, chiar dacă sunt închise restaurantele și barurile, sunt destule persoane care stau și beau în fața acestor obiective. Da, aveți dreptate, să știți că cu acest fenomen ne-am confruntat și noi, îl dezbatem zilnic, îl discutăm. Poate că pentru acest lucru, până la urmă, va trebui să intervină armata, fiindcă persoanele în vârstă sunt destul de recalcitrante, nu le poți despărți, joacă table, alții se uită pe deasupra lor, sunt foarte apropiați unul de altul, iar dacă insiști ca ei să se separe sau să păstreze o anumită distanță sau chiar să nu mai fie acolo, se vorbește foarte urât, recalcitrant și nu avem încă pârghile legale pentru a acționa cumva, decât în condițiile acestui nou decret va trebui să se poată folosi o formulă militară sau un ordin strict în care să nu se mai permită să frecventeze aceste locuri. Zilnic discutăm aceste probleme. Într-adevăr, cele mai mari probleme sunt în parcuri, vizitarea parcurilor, sunt grupuri în parcuri, pârcuri, oameni care nu reușim încă să îi înlăturăm, fiindcă nu putem comite nici abuzuri, nu avem nici baza legală pentru a acționa altfel decât se acționează. Nu cred că o treie Consiliu poate fi mai puternică decât legea. Și nici nu poate încălca o hotărâre de Consiliu. Deci doar o situație de urgență poate să rezolve această problemă. Pentru domnul director de la spital mai întâi, în presa județeană au apărut informații că ar exista o problemă la spitale în ceea ce privește materialele de protecție ale angajaților. La Turda sunt probleme din acest punct de vedere? Da, așa este. Tocmai asta am menționat, că am făcut foarte multe convenții. Deci, spitalele funcționează, știți foarte bine, apropo de finanțarea, că mă detaliez un pic ca să se înțeleagă fenomenul, prin contractul cu casa. Și atunci, în general, nu ne permitem tot din punct de vedere financiar, niciun spital din România nu își permite să-și facă niște stocuri care să ajungă pe 8-6 luni și așa mai departe. În această perioadă foarte delicată s-a triplat, quadruplat consumul de materiale sanitare, echipamente de protecție vis-a-vis de, repet, această perioadă mai delicată. Și atunci, marea majoritate a spitalelor din Cluj, și sunt convins că și din țara, am avut o ședință din acest punct de vedere la DSP săptămâna trecută, se confruntă cu astfel de probleme.
și anume echipamentele de protecție, materialele sanitare sunt oareși cumva la limită, sunt niște stocuri, dar repet, nu pe o perioadă lungă de timp. Noi am primit o gură de oxigen, v-am spus mai înainte, vis-a-vis de cel puțin de măști, cu sprijinul din partea primăriei și a Fundației doamnei Daniela Constantinescu, însă celelalte materiale de protecție și materiale sanitare, pot să zic că nu sunt niște stocuri, din punctul meu de vedere, suficiente sau, dacă vreți, liniștitoare, apropo de perioadele delicate care vor urma. Tocmai de aceea așteptăm bună informația și sper să se îndeplinească cât de curând, care am dat-o mai înainte domnul primar, vis-a-vis de ceea ce va veni de la București. Așa am înțeles că, virgulă, totul se întâmplă oareși cumva centralizat, tocmai probabil pentru a evita specula și alte acțiuni mai puțin legale, în așa fel încât spitalele să fie aprovizionate cu tot ceea ce trebuie pentru combaterea acestei maladii. Au existat discuții în spațiu public și aș dori puțin să lămuriți dumneavoastră, pentru că, din punctul meu de vedere, sunteți în măsură să dați lămuriri în sensul acesta. Spitalul Turda, în acest moment, are o nevoie stringentă de vreun aparat sau de ceva anume, având în vedere situația, mă rog, care este în țară? Haideți să vă dau un singur exemplu ca să înțelegeți un pic ce înseamnă importanța aparaturii. O parte din cazurile infectate cu COVID, aproximativ 10%, necesită o terapie specială, terapia intensivă, pentru că fac niște pneumonii care se complică și care necesită un suport din partea serviciilor de terapie intensivă. O parte dintre acești pacienți au necesar, care ajung să facă niște complicații și nu mai pot respira spontan, necesită un fel de plămân artificial care se realizează cu ajutorul unui aparat care se numește ventilator. România, în momentul de față, dispune de aproximativ, sper să nu fie o cifră eronată care vă dau acum, dispune de aproximativ 1400 de ventilatoare. Germania are 25.000. Deci, la Turda noi avem 4. La Turda avem 4, unul dintre ele cumpărat, bineînțeles, cu sprijinul Consiliului Local nu de multă vreme. Sper să anul trecut sau acum 2 ani. Deci, despre asta este vorba. În momentul în care există, cu foarte mare probabilitate, șansa, cu ghilimele de rigoare, ca aceste aparate să facă diferența între viață și moarte, este foarte importantă dotarea fiecărui spital. Da. Și situația spitalului din Turda nu face, o să zic așa, o notă discordantă semnificativă față de mare majoritatea spitalelor din România. Suntem toți cam în aceeași situație. Dacă v-am spus că la nivel național avem aproximativ de 20 de ori mai puține ventilatoare decât o țară gen Germania. Pentru domnul primar, o întrebare. Situația persoanelor care sunt izolate la domiciliu, cine îi supraveghează? Sau primăria este implicată în procesul acesta sau nu? Sigur că da, spuneam mai înainte. Se poartă discuții zilnic cu aceste persoane care sunt în autoizolare. Din păcate avem cazuri care trec prin graniță și nu li se spune nimic, fie că n-au avut timp vameșii sau personalul medical de acolo care instruiește ce au de făcut, sau șoferii de tir, de exemplu, care intră prin graniță rutieră, au un regim special. În 5 zile e post în țară, după care se pot întoarce fără să intre în autoizolare, decât dacă vin din zone foarte periculoase. Noi, la cele 70 de persoane, aproape că putem vorbi zilnic prin direcția de asistență socială, putem vorbi zilnic cu ei, să întrebăm cum se simt, dacă au nevoie de ceva. Deci stăm tot timpul la dispoziția lor, dacă au nevoie de masă, dacă se pot întreține, dacă sunt singuri, dacă știu, întrebări normale, ca ei să nu ducă lipsă de nimic pentru cele 14 zile. Cel puțin în primele zile știu că a fost deficitar la capitolul ăsta, fiindcă era foarte slabă organizarea chiar la nivel național, la primele zile vorbesc, dar ulterior am ajuns să putem discuta cu toate persoanele zilnic. În ceea ce aș vrea să continui întrebarea de la domnul doctor vis-a-vis de aparatură de care mai este nevoie, sigur, acum s-a mai discutat o dată de aceste ventilatoare, nu costă o avere, putem să cumpărăm
Dar vreau să vă spun niște chestiuni de principiu. Odată cu acest decret de declararea stării de urgență, în anexele decretului s-au enumerat toate metodele prin care se pot face decontări de către OAT-uri la produsele care se folosesc, conturile de unde se poate face trageri la bani sau așa mai departe, cu aprobările de rigoare. Sigur, nu ușor, fiindcă lucrăm la nivel de țară cu aceste lucruri, dar eu am rugat serviciul de administrație publică locală să rezolve și să se autoimpună ca suport pentru toate aceste decontări, că deja încep să vină multe produse, să aglomerează plățile care trebuie să le facem și să știm exact de unde le facem. Mă refer acum la materialele pentru această pandemie. În ceea ce privește dotarea la spital, merge în continuare doar la nivel de investiție și o să ne preocupăm acum foarte repede să facem o achiziție, cu atât mai mult cu cât odată cu acest decret se pot face achiziții rapide, să facem niște achiziții la, vedem câte trebuie, 2-4 ventilatoare și să alocăm bani în acest sens. Nu stăm prost la capitolul ăsta, deoarece acum urmează să facem o rectificare în care spitalul va primi 500.000 de lei de la Consiliul Județean. Nu mai știu dacă n-am făcut-o chiar la ultima ședință de Consiliu. Da? 500.000 de lei, da. Iar noi vom aloca cu prioritate pentru pandemia prin care trecem fonduri cu prioritate către spital. În ceea ce privește persoanele izolate la domiciliu, sunt controlate de cineva periodic? Dacă au existat situații în Turda în care să se descopere că nu au respectat izolarea la domiciliu și cetățenii cum ar putea ajuta autoritățile în cazul în care au posibile cunoștințe despre persoane care s-au întors și n-ar respecta aceste restricții? Păi aici sunt două probleme. Odată suntem informați de prefectură în fiecare zi prin secretariatul OAT-ului sau prin Direcția de Asistență Socială asupra tuturor persoanelor de care prefectura are cunoștință. În cazul persoanelor care scapă la vamă și care vin pe teritoriul municipiului, care sunt turdeni și nu apar în lista noastră și noi aflăm de dâns și noi comunicăm la prefectură ca să aibă în evidență. Deci este o colectare permanentă de date și mai mult au început să facă multe dintre persoane au trecut de perioada de autoizolare și se fac deja conexiuni între starea de sănătate dinainte și de după autoizolare. De asemenea, sunt persoane care au fost testate medical și care sunt tot în stare de autoizolare, dar cu asistență medicală la domiciliu. Deci au făcut testul și așteaptă să treacă cele 14 zile pentru a vedea, avem și astfel de persoane. În schimb, nu putem face publice numele persoanelor despre care vorbim. Mulțumesc. Domnule director, dacă se poate, spuneați că aveți 4 ventilatoare la momentul de față, am înțeles, la spital. În cazurile grave, când e nevoie de respirație artificială, există riscuri de contaminare? Știu că s-au mai întâmplat, ci în general la intubare se întâmplă lucrul ăsta. Sigur că există acest risc, însă se iau toate măsurile de protecție necesare. Deci în momentul în care există, să zicem, un pacient cu COVID, acum, hai să spun și altceva, în principiu, cel puțin deocamdată, nu cred că spitalul Turda va fi în primă linie din acest punct de vedere. Probabil că va fi luat în considerare ca un spital suport, cel puțin până acum, din câte știu eu, din informațiile mele, va fi luat în considerare ca un spital suport pentru degrevarea spitalelor din Cluj de anumite cazuri, mai mult sau mai puțin dificile, în ideea de a se putea concentra spitalele din Cluj pe cazurile de infecție cu COVID. Apropo de ceea ce ați întrebat dumneavoastră,
Sigur că, da, fiind o manevră oareși cumva minim-invazivă, există risc de contaminare, însă, tot așa, sunt prevăzute protocoale speciale cu echipamentul de protecție care trebuie să poarte medicii și asistente în timpul unor astfel de operațiuni. Eu întrebam inclusiv dacă persoana care este intubată prezintă, nu știu, riscul de a se contamina cu altceva în plus în urma intubării. Da, există și acest risc. Și asta presupune că, acum nu știu, că noi nu suntem de specialitate, presupune cumva că acele ventilatoare au inclusiv, știu eu, un fel de consumabile pe care dumneavoastră le vedeți ca o cheltuială în plus în cazul în care ele intră în funcțiune? Nu, acele consumabile sunt obligatorii și se schimbă conform protocolului, fără discuție. Poate părea, să zic așa, de suet din anumite puncte de vedere. Aș vrea să vă întreb un lucru. Au fost situații în care cineva, nu știu, comenta pe rețelele sociale că a avut o perioadă destul de dificilă cu cortul de la spital, că a stat o oră în cort, că a stat o oră pe scări, că nu știu ce, că nu știu cum. Eventual puteți să ne explicați în două cuvinte ce înseamnă procesul de triaj și poate tot din punct de vedere al experienței dumneavoastră medicale ar fi bine să ca cetățenii să înțeleagă dacă cineva stă acasă, respectă, știu, norma asta de distanță socială, stă acasă, dar începe să-l doară gâtul sau are febră. Ce trebuie să facă efectiv un cetățean în doi pași ca să nu alarmeze nici autoritățile, să se simtă și el în siguranță și așa? Păi nu știu ce a apărut pe rețelele sociale, pentru că până în momentul de față corturile respective au fost, dacă vreți, într-o așa stare de probă, în sensul că noi le folosim ca și sală de așteptare. Deci am considerat mai oportun și mai eficient din punct de vedere al circuitelor funcționale la noi în spital să facem în felul următor. În momentul de față, zona de pretriaj este fosta sală de așteptare de la CPU. În așa fel încât sala de așteptare de la CPU este organizată în momentul de față în acele corturi. Și vă repet, cel puțin când am fost eu, condițiile din corturile, cel puțin cele două de la donate de către Departamentul de Situații de Urgență, sunt foarte bune. Sunt niște corturi special amenajate pentru astfel de probleme, cu încălzire foarte bine izolate din punct de vedere termic, cu încălzire, cu corpuri de iluminat, cu spații de odină, dacă vreți, cu paturi și așa mai departe, cu mese le-am pus noi. Deci, din punctul meu de vedere, este tot confortul vis-a-vis de lucrul acesta. O singură chestie. Domn primar, spuneați că nu există pârghii. Se dădeau exemple de oameni care stau și joacă cărți și table și spuneați că de multe ori când autoritățile li se adresează explicându-le că trebuie să respecte anumite condiții, devin recalcitranți. Acum, nu știu, poate vorbiți cu cei de la poliție, dar un sistem minimal de pârghii există. De exemplu, dacă cineva e atât de recalcitrant încât vorbește urât, eu știu că există ultrajul și poate fi, cum să zic, sancționat pe bază de ultraj. Acum depinde, variază cazurile dintr-o parte în alta, dar ar putea exista o astfel de pârghie, cel puțin minimalistă, cumva. Către mine întrebarea? Nu, era cumva, nu știu dacă o sugestie. Spuneați că nu există pârghii când sunt oamenii în parcuri sau așa. Că nu sunt pârghii, trebuie să se decreteze o altă stare de urgență. Dar dacă oamenii vorbesc urât, devin recalcitranți și așa, în baza ultrajului ei pot fi sancționați. Sigur. Cu atât mai mult cu cât și poliția locală și poliția națională au deja camere de luat vederi instalate pe reverul acolo. Vreau să... Că tot vin informații. Eu mă scuzați că mai atent și aici. Deci de mâine dimineață este obligatoriu ca toți cei care sunt în autoizolare la domiciliu să primească pachete cu produse de igienă. Deci obligatoriu tot ce avem pe stoc prin DAS sau prin poliția locală sau națională vor primi. De asemenea, apropo de întrebarea domnului Florea, cei cu care nu se reușește contactul telefonic dinspre DAS cu cei în autoizolare, se deplasează un echipaj în cursul după amiezii să
verifice la domiciliu dacă persoana respectivă există sau nu există, sau dacă se plimbă, dacă este și intră în contact cu lumea. Și toate astea sunt foarte rapid, se derulează și sunt de ordin curent. Chiar și această comisie de situații de urgență am hotărât că o facem din ce în ce mai des, acum o facem la 3 zile odată, ca să vedem toate noutățile care apar, fiindcă aproape din oră în oră apar alte noutăți, atât de la nivel național, cât și de la nivel de prefect, și noi să ne consultăm cum le punem în aplicare și ce facem și noi în plus cu produsele pe care le creăm acum. Cum vă spuneam, lucrăm la un clip publicitar care să îndemne pe persoanele în vârstă să stea în casă. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, vă mulțumim pentru participare. Suntem încântați de interesul pe care îl manifestați vis-a-vis de aceste probleme. Mă bucur cu atât mai mult cu cât asta trebuie să însemne o comunitate, să fim toți interconectați pentru a rezolva toate problemele, pentru a putea informa populația, că până la urmă informarea și informația e cea mai importantă, ca oamenii să știe ce se întâmplă și despre ce e vorba. Nu vrem nici să producem fenomenul de spaimă, fenomenul de panică, departe de noi gândul, doar că rog cetățenii să înțeleagă că sunt anumite măsuri care sunt doar înspre binele lor și pe care le aplicăm fără rea voință, fără rea credință, decât în spiritul unei soluționări cât mai rapide a fenomenului de pandemie care se manifestă. Vă mulțumesc!